Stau să gândesc cum să fac videoclipul ăsta de vreo 15 minute și nu găsesc o formulă perfectă, cum aș vrea. Așa că aia e. Salut și bine ați revenit pe How to Man. vă mulțumesc. Dacă sunteți noi, vă mulțumesc și vouă. Disclaimer pentru cei noi, dacă nu știți canalul ăsta și vă place de Marilu și Justin foarte mult, o să vă supere videoclipul ăsta. Nu atât de mult pe cât vă așteptați după ce am zis asta, dar o să vă supere, așa că vă uitați pe proprie răspundere. Mai întâi, pentru cine nu știe, uh, Marilu Dobrescu, cine este, este o influențăriță de la noi din țară care e foarte populară. Dovadă fiind faptul că ieri, când a făcut un videoclip foarte lung împreună cu iubitul ei, Justin despre faptul că nu reușesc să facă un copil și, de fapt, nu reușesc să facă o familie, respectiv să-și ducă mai departe uh, visul, visul amândurora, E un videoclip foarte greu, foarte lung uh, și foarte dureros din punct de vedere emoțional. Și la sfârșit spun că se și despart. Au rupt internetul în două în România, e videoclipul 1 în trending. Uh, în mai puțin de 24 de ore să facă un milion și ceva de vizualizări. Așa că eu profit de această ocazie pentru că vorbesc despre dinamica relațiilor, despre feminitate și masculinitate aici pe canal. Eu cred că e bine ceea ce zic. Chiar am mare încredere în chestia asta. Nu cred că știu totul, dar cred că, în linii mari, știu foarte multe. Și o să explic din perspectiva mea următoarele lucruri. În primul rând, de fapt, în videoclip o să cam vedeți ce cred eu despre ea, ce cred eu despre el și despre relația lor în general. Vreau să spun de la bun început, și asta nu o spun pentru cei care sunt noi, o spun pentru cei care mă urmăresc de obicei, probabil sunteți pe același film cu mine, nu suntem fani ai lor. În mare parte Dar vreau să vă spun că Empatizez cu ei legat de videoclipul pe care l-au pus În care după încercări Deci videoclipul obnumit procedura secretă Pus pe canalul lui Marilu ieri uh, Apropo, mă scuzați dacă este Unii am văzut că îi zic Marilu Unii îi zic Marilu Nu știu care ar fi formula corectă Îmi pare rău, e pentru că nu o urmăresc Am văzut doar câteva videoclipuri cu ea Videoclipul e foarte dureros m-am uitat și eu la el la tot. Pe mine nu m-a prins așa de tare ca pe cei din comentarii și ca pe fanilor care îi iubesc, evident, dar e foarte nasol prin ce au trecut ei. Ei au, au, avut o relație 4 ani sau aproximativ în jur de 4 ani, înțeleg, în care s-au iubit și au dorit să facă o familie și n-au reușit. Au încercat destul de mult uh, pe cale naturală și apoi fertilizare in vitro, ea povestește acolo toate injecțiile pe care trebuie să le îndure, vizitele la spital, tot stresul emoțional și psihic și faptul că asta i-a pus la pământ și a ajuns să creeze o separare între ei. Este într adevăr un videoclip dur, trist și pentru ei personal. Vreau să spun că îmi pare foarte rău că nu au reușit să își fac o familie și își puneau toate speranțele în asta. O să vedeți, au cumpărat haine de copii, uh, filmau amândoi vlog, pentru că și videoclipuri pe care voiau să-i arate copilului ulterior. Înțeleg că își doreau un băiat, dar ca orice om, că vrei băiat fată, îți dorești sănătos să fie. Și îmi pare foarte rău pentru ei, adică asta o spun. Asta nu o spun ca să. că mai încolo să zic niște chestii și care nu o să fie plăcute despre ei. Nici neplăcute foarte rău, dar nu o să fie un videoclip de laudă și atât. Pentru că e how to man și știți cum o să abordezi o situația, să fim serioși. Dar nu pot să nu observ că durerea lor a fost foarte mare, că le venea să plângă aproape amândurora în tot clipul. Și sincer să fiu, ăla e un moment în care e ok să te sensibilizezi, să plângi ca bărbat. Unul dintre momentele alea. Aici vine vremea când pe unii dintre voi v-am pierdut care sunteți noi, dacă sunteți noi, e la modul, poți să plângi, e ok să plângi oricând ca bărbat, dacă simți. Nu. Dar în primul rând nu prea vine, nu prea simți ca bărbat, nu ca femeia în niciun caz. Dar asta e un moment atât de trist să dai seama să vrei un copil cu femeia pe care o iubești și să nu poți și să vă și rupă relația în două toată călătoria asta, e nasol. Um, și se vedea că pe tot parcursul clipului erau foarte îndurerați. Chiar am empatizat cu ei foarte mult. Acum eu o să vreau să vorbesc despre ei în parte și despre relația lor. Mai mult eu mă folosesc de acest videoclip popular al lor ca să fac și eu un videoclip al meu în care să le comentez relația. Că mi-au zis mai ales fete. Comentează relația lui Marilu, comentează relația lui Marilu. Și am spus la câțiva băieți de videoclipul ăsta, am spus câtorva băieți de videoclipul ăsta, și am spus că au despărțit și unul la care nu mă așteptam, nu știam că îi urmărește, a, nu și ei, nu mai există dragoste adevărată și eram, ăsta fiind, nu pot să zic cine e, uh, nu-l cunoașteți, dar cumva e, <laughs> e din, dintre oamenii cu care lucrezi, știi, și eram, băi, înțeleg dacă îi urmărești și așa, dar exact ca fetele aia a avut reacția, aoleu, nici nu și ei, nu mai există dragoste adevărată, Here we fucking go, pe How to Men, să vă explic niște chestii. Apropo, canalul ăsta e pentru bărbați, sper că știți că tot primesc follow de la fete. Apreciez, dar e cam pentru bărbați canalul. Sunt și multe lucruri bune pentru femei, adevărat. Dar este pentru că pun aici responsabilitate, inteligență, abilitate pe umerii bărbaților. Pentru ca ei să facă schimbarea în cercul ăsta vicios al relațiilor în care suntem în ziua de azi. Deci, cum a zis, Marilu este, mă uit aici că am un ecran, o să pun și videoclipul cu ei imediat, o să-l comentăm. Nu pe tot, care e lung metraj, e film de o oră și ceva, nu, nu, o să pun câteva minute. Deci este o influențăriță care cred că are 24 sau 25 de ani acum, ceva în jurul vârstei ălea, și el e mai mare cu 11 ani decât ea și nu arată. Mamă ce mor pe băieții ăștia care, bă, aici sunt invidios, deci băieții ăștia care par mult mai mici de vârsta lor, bărbații, deci ai 25 de ani și arăți de 20, scuze, ai 35 de ani și arăți de 25. Bravo, respect. Uh, și ea, o vârstă foarte ok uh, pentru o fată, în America sunt uh, câteva studii făcute, dar unul mult mai important, nu știu cum se numește acum, că nu le știu pe de rost, dar probabil o să, nu știu, toți zic că le pun în descriere, uh, o să-l pun pe asta dacă vreți. Și s-au întrebat bărbați de mai multe vârste, fără prejudecăți, fără prejudecățile societății, fără să creadă nimeni că ești nu știu cum, când consider că o femeie e cea mai atrăgătoare? Când? Și am întrebat de la 18 ani până pe la 60 ceva. Și se pare că media este 23 de ani. Apogeul femei din punctul de vedere al atracției, spun bărbații, ar fi 23 de ani. Dacă sunt sincer cu ei și nu se gândesc că par dubioși că au 35 și vor să fie cu ea de, cu tipa de 23. Asta nu înseamnă că tu ca femeie universal valabilă îți atinge apogeul de atracție față de bărbați la 23. Poți să-l atragi la 20 să te strici, poți fi la 26, de exemplu. Poți fi la 28, de exemplu. Dar de fapt, după... Nu e vorba de faptul că nu ești atrăgătoare la o vârstă sau că nu ai foarte multe de oferit. E vorba că erai un pic mai mai încolo, chiar la, ca, ca și la bărbați. La bărbați, de fapt, apogeul e undeva bine după 30 de ani, în medie. Dar nu intrăm în subiectul ăsta acum. Am vrut doar să comentez vârsta lor. Ei au avut o relație de 4 ani, au decis că s-au despărțit și au făcut publică chestia asta ieri au vorbit foarte mult despre uh, procesul prin care au trecut uh, și mai mult ea, el a fost acolo într-adevăr ca un suport moral, dar ea a trebuit să facă foarte multe injecții pentru fertilizarea in vitro, să facă copil. Uh, au avut mari speranțe că o să se poată și pentru ei se pare că nu s-a putut. Și au obosit, au plâns, au simțit că mor, mai ales ea, uh, au luat la medicamente și toate chestiile astea. A arătat o cutie cu injecții, mamă, dacă a făcut toate injecțiile alea, doamne ferește. Deci îmi dau seama că e un moment foarte greu pentru ei. Acum, Marilu ca fată, mie nu-mi place. Uh, ca influencer, mare respect. Uh, ca și curaj pe care îl are și ea verbalizează durerea multor fete. Să știți că e atât de populară, uh, deși e opusul a ceea ce vrem noi aici pentru relație pe canal. E feministă, e super tupeistă, e, e, e masculină. De aia nu-mi place Care are o atitudine masculină. Uh, fizic nu e pe gustul meu dar asta nu contează, asta nu are legătură cu canalul mă refer din punct de vedere a ceea ce predau pe How to men ea nu e un exemplu de a așa da, ca fată. Niște calități are care ne interesează și pe noi dar mai mult nu pentru că este o tipă masculină însă ea să știți că e atât de populară pentru că spune uh, durerea și problemele cu care se confruntă multe fete și femei. Uh, pe de o parte vorbește despre lucruri uh, cu care și noi bărbații empatizăm uh, și anume violența, agresivitatea, uh, faptul că poți să fii discriminată ca femeie, de câte avantaje ai ca femeie, nu mai spune sau nu vorbește foarte mult, normal, dar explică celelalte chestii care sunt adevărate uh, și pe care fetele și femeile experimentează și mai mult nu atât de mult în ziua de azi ca fetele sunt foarte supărate pe istorie și pe faptul că mamele sau bunicile lor au fost uh, tratate rău. De acolo vine și mare parte din încărcătura lor de uh, agresivitate pe care o au în valul ăsta modern, în valul ăsta feminist. Și se uită multe fete la ea care sunt moderne și sunt uh, total de acord cu ce spune ea, dar se uită și fete care sunt mai retrase și care nu au curajul să verbalizeze problemele pe care le au, dar găsesc în ea un om care luptă și care are foarte mult curaj și luptă să spună chestiile pe care toate le gândesc, cel puțin până la un anume punct. Din punctul ăsta de vedere, e de apreciat pentru fete, chiar este. Și, însă, ca femeie în sine, uh, am spus că la femei, pentru bărbați, contează trei lucruri în ordinea asta. Cât de bine arăți, cât de feminină ești, ce vârstă ai. Acum punem în considerare la. Uh, luăm în considerare faptul că majoritatea băieților și bărbaților nu au acces la fete și femei. În majoritatea cazurilor, e exact cum am învățat și tatăl meu pe mine, Mihai, băiatul alege fata. Sau cum se zice în engleză, men are the performers, women are the choosers. Da? Bărbații sunt aia care trebuie să facă treabă, treabă neapărat să merg la muncă, în sensul de să-și arate calitățile, iar femeile o să fie cele care aleg. Asta se aplică la un procent de masă al bărbaților, care nu au primul cuvânt de spus. Însă mai sunt câțiva bărbați, pe care femeile, în opinia mea, și mă rog, din lucruri care sunt probate în câteva studii, dar nu, nu, nu toate menționează asta. Adică unii zic că eu prost, unele studii zic că e o prostie ce spun eu acum, altele atestă ce spun eu acum. Și ce spun eu este că există un procent mic de bărbați. Pe social media se zice că până în 4,5%. Uh, se poate duce până în 10-20%, există un procent mai mic de bărbați care sunt cu adevărat doriți. Iar ceilalți sunt bărbați cu care femeile rămân, că na, trebuie să ai și tu pe cineva, dar prima lor alegere este alta. E acești bărbați, ei de fapt au dreptul să spună, sunt îndreptățiți să spună ce ne interesează pe noi ca bărbați la o femeie, pentru că ei au și opțiunile, ceilalți iau ce primesc, ca să zic așa. Și exact asta îi interesează pe bărbații ăștia care au și opțiuni și care au și experiență cu femeile. Și dacă ceilalți ar avea opțiuni, ar avea și ei pretențiile astea. Și anume, cât de feminină ești, cât de bine arăți, ce vârstă ai. Toate foarte importante. Nu. Cât de bine arăți, cât de feminină ești, ce vârstă ai. Toate în ordine asta și foarte importante. Acum, cât de bine arată, uh, sunt sigur că e pe gustul multor băieți. Pe al meu nu. Uh, dar nu contează asta, repet, chiar nu contează gusturile mele, nu are nicio legătură cu canalul. ea este o fată frumoșică. este o fată cu aspect fizic plăcut, dar depinde de gusturi acum. Deci aici cu siguranță ea va avea opțiuni și a avut la viața ei, nu am niciun dubiu. Cât de bine arăți, cât de bine arăți, am zis, mă scuzați, eu nu editez videoclipul ăsta, îl filmez a sâmbătă, îl pun a sâmbătă. Cât de feminină ești? Nu e, decât în anumite privințe. Ea este masculină. probabil femeile în general se masculinizează destul de mult din cauza unor traume sau din cauza că au fost răsfățate, după care urmează feminism, idei preconcepute și supărări pe care le bage în tine și le alimenteze înainte să experimenteze efectiv viața. Asta se întâmplă și la mulți bărbați De când cu valul cu tăi. Diferența este că bărbații sunt oarecum Îndreptățiți să zică niște chestii Pentru că sunt frustrați pentru că nu au acces la ce vor Femeile Au ceva mai mult acces Știu că mă contrazic fetele pe partea asta Pentru că nu le convine că e adevărul Și e, e dureros, e urât Dar așa e Apropo, voi puteți să lăsați la comentarii ce vreți uh, Și acum mă adresez băieților care sunt în comunitatea How to Man și băieților care Mă urmăresc în general, învățați să vă fie mai puțină frică de judecată. N-ai cum să fii bărbat cu adevărat dacă te tot gândești ce crede lumea. Trebuie să te gândești ce crezi tu. Bine, să-i un feedback de la alții. De aia pe mine mă interesează opinia oamenilor și oamenilor care nu sunt de acord cu mine. Chiar vreau să scriu opinia la uh, comentarii, că poate la un moment dat mi se urcă la cap și zic numai prostii, știi? Dar uh, judecata, cui pula mea pasă? Adică, în primul rând, de ce ai vrea ca un om să nu te judece, ca oamenii să nu te judece pe net? Ce pana mea ești? Stalin, Hitler, vrei să lei le dreptul la cuvânt? Adică ce, ce cu atitudinea asta? Domnule, nu mai judecați. Doamne, nu mai judecați. Poate judecați-mi. Ziceți la comentarii. Cui pula mai pasă? Sau poate, poate, că mă judecați bine și învăț ceva. A, nu știu, ca bărbat, îl înțeleg la femei și la copii. copii însemnând și tineri. Dacă ca bărbat, stai să te gândești ce crede lumea despre tine. E normal ca lumea să aibă opinie despre tine și să o spună și să te judece. Ce, tu care te uiți, nu judeci în continuu? Eh, despre asta vorbesc. Dar știu că n-am cum să le zic tuturor oamenilor să nu le mai fie frică de judecată. Femeile au intrinsec frica asta foarte tare. Și bărbații, toți oamenii, dar bărbații un pic mai puțin și când te masculinizezi cu adevărat mult mai puțin. Dar femeile face parte din natura lor și nu vreau să le zic să nu le mai fie frică de judecată că n-am cum. Am încercat să rezolv asta cu multe vede și n-am reușit. Dar băieții care se uită, nu vă fie frică de judecată. brățișați o lăsați-o să se întâmple. E cursul natural al lucrurilor. Revenind. Dar nu mai știu ce ziceam. Mă rog, da, vorbeam de faptul că ea este o tipă masculină. Eu, de exemplu, mi a apărea pe TikTok, pe Foriu și eu am blocat-o. Pentru că sunt câțiva oameni pe care i-am blocat, pentru că era fetelor, scurt pe doi. Dacă un băiat, nu știu, așa vorbea. Nu știu, mie nu-mi place când o fată vorbește așa. Mi se pare destul de ciudat și când vorbește un bărbat, așa, pentru că dacă nu e calm, calculat. Se vede că e o frustrare nerezolvată acolo, știi? A, că se mai întâmplă ca orice om să, uh, să fii mai vulcanic, dar ea tot timpul era așa. Uh, culoarea părului este o întreagă filozofie despre culoarea părului, dar o să o fac în alte videoclipuri când o să vorbesc separat despre culorile părului la fete, o să fac un videoclip pe comunitatea How To Men. Dar, în general, să zicem că ea este o fată care experimentează și o face conștient sau cel puțin a făcut-o și până la relația cu Justin. Este o fată care prin experimentează mă refer la tot ce puteți să înțelegeți prin experimentează. Care se zice că e o chestie bună uh, și o să, o să completez imediat de ce nu e o chestie bună. Până atunci să închei cu partea asta despre Marilu. Deci uh, mi se pare că e foarte opinionated, argumentativ, cum se zice în engleză dacă ne plac termenii ăștia. Nu e vorba că e o chestie Bărbații zic în ziua de azi ce preferințe au și femeile sunt la modul. Ești toxic, ești misogin? Nu. Ești toxic, ești misogin dacă încerci să subminezi o femeie. Știi? Pentru că te simți nesigur pe tine. Și există chestia asta, da, chiar există. Încerci să subminezi o femeie, știi, și să o obligi și să o manipulezi, știi cum ar veni, pentru că te simți uh, simți că ea o să te părăsească sau o să te înșele, că o să vadă că o să că tu ești un ratat sau să te privească așa, dacă, nu știu, dacă ea e puternică, dacă ea are bani, dacă ea are opinii foarte bine argumentate, dacă ea e mai deșteaptă decât tine, te gândești că o să arăți ca un prost și ți-e frică de asta, ești nesigur pe tine. Da, asta e o chestie toxică și o chestie misogină. Cred că e misogină, nu știu. Misogină înseamnă, cred că, să urăști femeile, nu? S-a mai schimbat un pic definiția în timp, dar am văzut și index. Dar la început cam asta însemna. Bărbații ăștia nu urăsc femeile, doar că se simt aiurea. Însă, mai este o situație pe care o discutăm pe How To Men. Bărbații își exprimă preferințele. Femeile își exprimă preferințele direct prin, prin acțiune, adică sinuri, uh, niciun follow back, uh, nu te bagă în seamă, multe, 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 te ține în frenză, chestii de astea. Adică femeile direct își exprimă preferințele și preferințele femeilor sunt total ok. E Când zice un bărbat, uh, mă refer în partea lumii moderne, când zice un bărbat că nu-i place ca tipa să uh, vorbească într-una și să te contrazică la orice și să fie foarte... Mm, eu nu sunt de părerea asta sau ceva de genul. Asta e considerat tot misogin, dar nu este. Este pur și simplu că o femeie e neatrăgătoare în momentul în care începe să facă chestiile astea. A, poate pentru partea sexuală o aventură de noapte e chiar bine. De ce să vă uh, Mai ales că de multe ori fata cât e mai nebună, cu atât sexul e mai bun. Nu fac eu regulile astea, eu doar le-am observat. Dar... Uh, apropo, băieți, nu e o regulă. Nu e o regulă. Puteți să-și învățați o fată cum să facă și să vă construiți viața sexuală împreună. Apropo, Marilu are niște videoclipuri despre uh, asta. Nu știu dacă sunt videoclipuri bune, dar vreau să zic că a avut curaj să vorbească așa deschis despre partea sexuală. Ea, Marilu, uh, este exact în engleză opinionated argumentative, da? Adică, gen. O vezi că vorbește în continuu să spună ea ce crede, uh, să rezolve ea diverse probleme ale lumii în care bărbații sunt toxici. Asta te dau înapoi în fața unui bărbat din la bărbat, știi? Uh, te, te descalifică destul de mult în fața procentului eluia de bărbați pe care îl cam vor toate femeile de preferat. Dar multe nici nu visează că se gândesc că nu au șanse, că ea oricum au prea multe femei care așteaptă după ei. Și așa este, dar te poți diferenția. Numai că nu te poți diferenția dacă e lecție de la Marilu. O să vă explic acum. Justin, pe de altă parte. Justin uh, e un tip care pare uh, foarte sigur pe masculinitatea lui, într-adevăr. Uh, care e foarte susținător în relație, să zic așa, și care ar fi, într-o lume ideală, numai bărbați ca Justin, aș recomanda. Problema este că, lăsând la o parte relația lor, dar o să o comentez imediat, problema e că la. e plin de bărbați ca Iustin. Și nu sunt luați în considerare. Nu sunt acceptați. Nu sunt. Uh, nu sunt tipi atrăgători, mai ales pentru fete. Eu nu știu cum s-au cunoscut ei și nu știu. Cum a început relația lor? Chiar vreau să văd videoclipuri de genul ăsta, și dacă vreți, scrieți-mi la comentarii, fac un videoclip și despre asta. Dar vă zic că tip ca Justin, sunt mulți, pare că sunt puțini, nu sunt puțini. Și fetele nu sunt atrase de ei. Deci ele au posibilitatea să-i aleagă, ar avea o viață frumoasă, dar nu-i aleg. Sigur că fetele încearcă să bage tot felul de strâmbe, nu toate, multe dintre ele, sau bărbații pe cal alb care le apără. Dar ei nu știu că ei vând grădinarul lui cartofi pe canalul ăsta. Eu știu despre ce vorbesc. Și înțeleg și femeile foarte bine punctul lor de vedere, mă refer. Știu de ce nu sunt atrase de băieții din ăștia, dar ei există. El este un tip care te susține, care face glume cu tine, care nu te judecă, da, care e, uh, e un tip care te face să te simți foarte bine. Oferă foarte mult confort. Justin e un tip care oferă foarte mult confort. Pare și deștept și plăcut. Adică dacă, de exemplu, ești la un grătar sau la o cină și ei Justin la masă, uh, pare că l-ar plăcea toată lumea. Eu așa, nu știu, așa mi-a dat impresia din ce am văzut. Se vede și din expresiile faciale. Și... Uh, un tip unde toată lumea ți-ar zice dacă te-ai combinat cu el. Da, așa, da, bravo. Faza este că, exceptând situația de față, dar o să comentez și despre aici, că sunt niște subtilități, el nu e bărbat. Prin ce mă refer că nu e bărbat? Nu are partea aia de masculinitate care aprinde un foc în femei. Um, Marilu e o tipă care a început să experimenteze destul de tânără și să vadă destul de mulți bărbați de ea alfa, dar mai ales alfa toxici. Sunt sigur că a avut și unul de la alfa mai mișto, dar care n-a vrut să fie cu ea. Toate femeile au, mai ales cele care experimentează. Și a înțeles că îi trebuie un tip de genul ăsta. Um, multă lume nu știe asta și nu mă crede, Poate se va înțelege cu timpul, odată cu creșterea acestui canal, Doamne ajută, dar, nu știu, ținem de convingeri noastre cu dinții, așa, nu știu, zici că... Nu știu, zici că ai spus unui creștin convins că nu există Dumnezeu și el te omoară din cauza asta, ca să-ți arate ce creștinie. Um, cum s-a mai întâmplat în istorie, nu e așa? Femeile au nevoie de două chestii din partea noastră, o să repet în ordinea asta, fac videoclipuri de 2 ani în care spun asta. În ordinea asta Atracție și confort De multe ori se confundă confortul cu atracție Adică faptul că o asculți Faptul că îi faci complimente Faptul că o duci în oraș la o cină romantică Faptul că plângi cu ea Am, am văzut că se ajunge Săstea se consideră chestii de atracție Că fata trebuie să te aleagă pentru asta Asta nu e atracție, sunt toate lucruri de confort Fata în primă fază are atracție Dacă vreți să mă credeți, uitați-vă la un videoclip De, de acum patru ani, mi se pare 2 sau patru nu mai știu. Uh, nu, stai, că acum 2 ani era cu Justin. Nu, acum 4 ani, în care Marilu explică cum s-a combinat. Nu, da, s-a combinat pentru o scurtă perioadă de timp cu un pic apartist. Și îl critică pe acolo și îl face varză și sunt toate calitățile toxice, apropo, n-am fost eu. Uh, toate calitățile toxice pe care le are un uh, pic apartist și cu toate astea a ajuns la el acasă din prima seară. Foarte asumată fata, adică și zis, măcar n-a încercat să se ascundă sau ceva, asta foarte ok din partea ei. Uh, și după aia a povestit când s-a mai văzut cu el cam o lună, ceva de genul. Și da, avea toate calitățile toxice, dar ăla era bărbatul de care era atras. Eu nu zic și nu predau pe canalul ăsta să aveți calitățile toxice, dar trebuie să aveți calitățile atrăgătoare. Adică era atât de atrăgător încât s-a dus ea să-l uh, abordeze deja povestește trei chestii care, uh, care nu i-au convenit la el până să ajungă la el acasă și tot a ajuns la el acasă. Și după aia vorbește chestii și mai nasoale care s-au întâmplat la el acasă și tot s-a mai văzut cu el o lună. Deci fetele, și a înțeles că cu un tip de ăsta nu poate să fie, dar fetele, ideal, în, uh, în povestea lor de dragoste, un tip de ăsta vor să aibă. Vor să aibă un tip care e bărbat, care are acele calități pe care Justin nu le are. În primul rând fizic indiferent ce genetic ai, dacă ești un tip care se masculinizează, ți se schimbă fizionomia, felul în care arată fața, da? Vă uitați la mine, bine, eu sunt mai avariat de acne, că am avut vreo șapte ani, dar eu dacă nu știam lucruri pe care le știu, dacă nu aveam experiența pe care o aveam, pe care o am, cumva ați fi văzut că mi se schimba, nu știu, adică eram, aveam fața lui Justin, eu față de copil, eu față de, a, nimic nu poate să meargă rău. Ba da, ba da, odată, o groază de lucru pot să meargă rău. Femeile nu vor să aibă ca primă variantă un tip din ăsta. Vor să-l aibă ca primă variantă pe un tip care are niște ochi de vânător. Apropo, pentru cine cunoaște terminologia de specialitate Hunter Eyes, care e o formă anume de ochi care este atrăgător, nu la asta mă refer, mă refer câteodată la niște ochi mijiți La niște ochi care sunt așa gen eyes on the prize, știi ceva de genul e un bărbat care se vede că are experiență și care are un pic de, un pic de inteligență de aia de stradă. Nu un bărbat total deschis, total comunicativ, total bun. Fetele nu sunt atrase de tipul ăsta, repet. A, după 30 de ani, după ce și au luat o groază de țepe și le-a fost frântă inima, vor să intre cu un bărbat de genul ăsta în relație. Dar dacă el e așa tot timpul, să știți că, dacă el este așa tot timpul, să știți că s-ar putea ca relația să se strice oricum el am văzut că îi zicea da la orice ei, asta n-ar trebui să faci ca bărbat, și că avea momente când, uh, nu știu, parcă erau două fete, parcă erau cele mai bune prietene. Dacă v-ați uitat la videoclipul până aici și îi plăcesc foarte mult, o să mă urâți pentru ce zic, știu. Uh, dar o fac pentru băieți care vor să o ducă bine în viață cu fetele, luați niște calități de la Justin pe care le veți proiecta în relație după ce ea e nebunită după voi, după ce ea este prima voastră, scuze, după ce voi sunteți prima ei alegere. Mai devreme de asta, voi trebuie să asigurați atracție și atracție înseamnă fizic, da, corp mai de bărbat, un pic mai solid, Că, n-a nu ți-a dat natura genetic să fii înalt, asta e Dacă ești înalt, e un avantaj foarte mare Dacă nu, aia e Dar poți să arăți mai bine Poți să faci niște munci sau niște um, Sau sport care să te mai Cum se zicea la țară când eram mici pe vremuri Înzdravenească, dacă ați auzit cuvântul ăsta Să-ți facă mai zdravă. Um, fața ta Mâinile trebuie să fie un pic mai mari Să se vadă niște vene, da? Uh, nu știu dacă se vede aici, la, Abar na. Ceva, nu știu, pula mea, înțelegeți ce vreau să zic, adică niște vene pe mâini, pe nu mâini de pianist, nu. Uh, trebuie să se vadă că ai pus mâna pe ceva dur în viața ta. Uh, atitudinea, să ai un pic de mister, un pic mai mult mister și să-l menții, apropo, pe parcursul relației, un anumit procent acolo, 10-20% de mister trebuie menținut. Uh, să fii un pic șmecheraș. Deci, toate lucrurile astea, tot ce vă puteți gândi care se duc în zona de. Dacă, care, dacă exagerate, ar fi toxice, toate astea constituie atracție. Asta e adevărul. Restul calităților lui Justin sunt foarte bune până la un punct, pentru că el făcea prea mult în relație. Dacă vreți ca o relație să funcționeze bine pe termen lung, uh, Femeia, fata, să nu aibă niciodată impresia Cu orice s-ar întâmpla te are 100% că tu nu mai poți să vezi niciodată altă femeie, că știe totul despre tine, că e, că e 100% sigură treaba. Ea trebuie să știe că e 80-90% sigură treaba, dar trebuie să aibă permanent o îndoială că poate să vină una să-ți sucească mințile. Înțelegi? Că fetele așa cred, că vine una să-ți sucește mințile. Mă rog, asta e alt subiect. Ceva de genul ăsta trebuie să fi deci, aș da pe ei exemplu de uh, fată și băiat, uh, fată feminină, băiat masculin, femeie feminină, bărbat masculin, se este nu. Alt uh, secret pentru succesul unei relații este polaritatea, adică să fiți la poliopuși. Știu că se încurajează în ziua de astăzi uh, ca ei să fie cât mai la comun, să aibă cât mai multe chestii împreună, să facă cât mai multe activități împreună. Da, ăla o să fie începutul sfârșitului în relația voastră, în momentul în care începeți din alea. Deci, voi trebuie să aveți viețile voastre separate până la un punct, și mai mult tu. Asta e o chestie care nu se cunoaște atât de bine, dar ascultați la mine ce zic, mai mult tu ca bărbat. Și după aia, să le puneți la comun, să vorbiți despre asta, să vă susțineți unul pe altul. E adevărat. În momentul în care o tipă e masculină, iar tipul e feminin, ea ajunge să aibă ceea ce numim frame cadru, da, să conducă relația și în timp ajunge să nu te mai consideri atrăgător. Multe fete nu vor să recunoască asta, cred că e pentru că nu au experiență. Că fetele care au ajuns să nu-și mai considere băiatul, bărbatul atrăgător, înțeleg că e o greșeală și nu mai vor să facă asta. Asta e prima problemă, că ea te consideră un tip, o să te consideră în, tip în timpul... Un... Mă scuzați, o să te considere în timp un tip mai puțin atrăgător. Da, câteodată sunt analfabet. Mai am, mai am niște momente. Dacă ea nu conduce relația, dar tot timpul cineva conduce relația, tot timpul cineva cântărește mai mult, e de preferat să fie bărbatul. Pentru că atracția ei și respectul să rămână acolo. Ideea este că, uite, mă uit la, stați că mă uit la ei, stai așa să vă pun și vă. Ideea este că ei doi, și cum se promovează în multe relații, toată comunicarea asta, să știm totul unul despre altul, să ne spunem totul, el să plângă, el să-mi spună tot ce are pe suflet. În momentul în care se dupăr chestiile astea, ia ascultați aici problemă, voi ne mai fiind la poliopuși, ne mai fiind polaritate, voi ne mai fiind masculinia feminină, nu vă mai completați. Două lucruri la fel nu se completează una, una pe alta. Două persoane la fel nu se completează una pe alta. Se pot înțelege foarte bine, dar nu se completează una pe alta. Ori ca să existe atracție sexuală reală, nu că am fost noi la terapie, că am încercat să ne redescoperim, că nu, ca să existe atracție sexuală reală, trebuie, să o vezi ca pe o femeie, trebuie să, trebuie să te să ardă ceva în tine ca bărbat, să i vezi feminitatea să te inspire, să fie ceva ce tu nu ai. Dar la ea admiri și e foarte frumos. Iar ea să fie să-și muște un pic buza când se uită la tine, mamă, ce bărbat am, să ai calitățile alea, să vadă că ești. Nu o să vorbesc aici foarte mult de partea sexuală, că se uită și copiii bănuiesc ca bar, n -am. Și părerea mea e că oricum copiii sunt mult prea sexualizați în ziua de azi deja, nu o să o fac eu, vă mulțumesc. Um, se uită la tine. Ea și e atrasă, și în ea se aprinde un foc, are ceva ce tu nu ai, și pentru ea reprezintă un mister și un lucru pe care nu îl înțelege. Asta e frumos la femeie. Dacă vrei să te iubească cu adevărat o femeie, o fată, ea trebuie să aibă o atracție față de tine pe care nu o înțelege. Să se întâmple ceva în care, nu știu, o ia așa cu, cu fluturi în stomac, cu, nu știu, cu călduri, cu ce vrei tu. Și ea, ea nu înțelege, dar îi place. Înțelegi ceva de genul? Eu nu văd întâmplându-se asta între ei. Nu știu, am mai văzut niște videoclipuri în care ea cumva a făcut un pic de terapie, a, a, cumva s-a convins să fie atrasă sexual de Justin, din ce am observat. Deci dacă ești prima alegere a unei fete, dacă ești bărbatul vieții, niciodată nu trebuie să facă ea terapie ca să... Bine, dacă a avut doamne și cine știe ce fel de traume foarte, foarte nasoale înainte, poate să facă, dar face ca să, ca să învețe să trăiască în continuare ca om, ca femeie, nu ca să fie atrasă de tine. Îți dai seama că după ce l-a avut pe unul care era uh, dating coach, cum a povestit ea în videoclipul ăla, eu dau exemplu pe el, dar mai sunt și alții, asta a avut tipi. În și înalți și frumos și făcuți cu barbă care probabil erau și dotați unii dintre ei care nu știu, știau ce să zică când să zic care aveau efectiv misterul ăla aia e atracția pentru o femeie de un tip de genul ăsta trebuie să, fii trebuie să te convingi tu singură să fii atrasă în momentul în care trebuie să-ți dai ție argumente de ce bărbatul tău e atrăgător, acolo s-a terminat deci aș da exemplu de așa da relația lor răspunsul este nu aș da exemplu anumite lucruri, da Aș da exemplu, uh, pe, pe Iustin sincer aș da exemplu ca om și ca tip. Am înțeles că făcea voluntariat ca să ajute copii bolnavi, că e muzician. Apropo, muzician o calitate foarte mișto ca atracție pentru fete. Uh, dacă ești sensibil, o poți face să se îndrăgostească de tine. Uh, iar dacă ești sensibil și o susțin relație, mă rog, sensibil când trebuie, nu tot timpul, o să o faci să se atașeze de tine. Dar ca să fie atrasă, nu e prin sensibilitate. Nici o fată nu e atrasă de sensibilitatea unui băiat. Nici o femeie nu e atrasă de sensibilitatea unui bărbat. Poate să fie mișcată cumva și să-i vadă calitățile. Dar eu mă refer, tu vrei să te combini cu o fată care abia așteaptă să rupă hainele de pe tine. Apropo, nu neapărat la început, dar măcar într-o lună, două, maximum trei, ajunge să te vadă așa. Maximum trei. Ajunge să te vadă așa la mamă ce bărbat, mamă ce tip. Știi? E efectiv atracție care se duce în zona de sexualitate. Și după aia vin toate chestiile de confort. Dar eu, ca exemplu pe ea de feminitate, n-aș lua-o și nu știu cine, vrea, cine se uită. Înțeleg că e foarte popular, bravo, dar eu nu cred că e de bine. Uh, el, ca exemplu de masculinitate, în niciun caz. Și relația lor are foarte multe lucruri bune și e frumos ca să-i urmărești în online, dar realitatea este că foarte multe relații vor încerca să aibă ce au ei și vor eșua. Apropo, ca asta. Sigur că relația lor s-a terminat uh, pentru că ei nu pot ea înțeleg că are problemă de infertilitate ori a ori el. N-am înțeles de unde e problema asta. N-am înțeles din videoclip. Și îmi pare foarte rău. Și e foarte bine că au abordat acest subiect pentru că este un subiect care nu, nu îi se acordă suficientă importanță în ziua de astăzi. Poate să-l abordez și odată, dar problema infertilității e mare în ziua de astăzi și afectează mulți oameni. Dai seama, vrei să faci un copil să nu poți? Dacă nu poți o lună, de exemplu, nu e mare problemă, te relaxezi, dar știind că nu ai nicio posibilitate în viața ta, nu știi dacă cumva se va întâmpla un miracol, e foarte dureros. Eu înțeleg că e foarte dureros și nici măcar n-am trecut prin asta. Deci înțeleg că au trecut prin multă durere. E, durerea asta, e, prin care nu mai ei știu uh, cum au trecut și nu mai ei știu ce înseamnă, chiar dacă ne-au povestit în videoclip, se vede că într-o oră le vine continuu să plângă, e o durere foarte mare și cred că le-a afectat relația enormă. Nu, sunt sigur că le-ai afectat relația enorm. Dar aici o să spun ceva cu care nu o să fiți de acord. Dacă el ar fi fost prima ea alegere în viață, dacă el ar fi fost bărbatul pe care, ca un munte, știi, femeia este, sunt, sunt metaforele astea, femeia este ca o mare învorburată și tu ești ca un munte în care se sparge și muntele stă acolo, calm. Muntele nu zice, oh, uh, uite valurile, hai să le fac loc, fac loc acestor valuri, nu. Muntele va fi tot timpul acolo. Înțelegeți analogia? Muntele va fi tot timpul acolo și va fi un masiv, așa. Mă refer la atitudine, nu neapărat acum ca bărbat la muște sau la înălțime, la atitudine. Va fi un... Ea, oricând, emoționalul ei se poate alina și se poate liniști întâlnindu-se cu bărbatul care ești tu. Dacă, dacă avea unul din ăla, nu se despărțeau, indiferent ce se întâmpla, pentru că ea nu putea să-l lase. Pentru că nu se vedea fiind vreodată cu altul. Nu înțelegea, nici ea nu înțelegea ce se întâmplă în interiorul lui, de este așa de nebunită de bărbatul ăsta. Mă refer cu atitudinea lui, dar și masculinitate, știi, cu, cu felul în care se comportă el în relație, dar și masculinitatea adevărată, pe care, repet, el sigur nu are. Sau, el o are, de fapt, și el a ales să se despartă pentru că vrea să facă copil cu alta. Când se va putea, la un moment dat, dacă se va putea. Știu că au vorbit mult emoțional, știu că multă lume s-a sensibilizat la comentarii, știu că a plâns, au plâns foarte multe fete, cu siguranță. Au plâns ca la Titanic, când a apărut odată, cândva. Dar adevărul, de fapt, e simplu. Adevărul este că nu este bărbatul vieții, indiferent ce s-a întâmplat între ei. Da, înțeleg că, dar și mai știu oameni care n-au putut să facă copii și au rămas împreună, nu s-au despărțit. Nu e doar asta. Este tot ce s-a întâmplat în relație. El. Uh, Părerea mea este că nu e bărbatul vieții ei și nu este, nu este tipul pe care nu avea cum să-l nu avea cum să-i dea drumul, indiferent ce se întâmpla, nu avea cum să-l lase pentru că ea știe că va mai fi cu alți bărbați la, sau cu un alt bărbat la viața ei, dar fata care te are ca prima alegere și ești într-o relație și te iubește și e atașată, ea nu poate să conceapă să fie cu altul. Asta încerc să vă explic. Înțelegeți ce spun? Uh, sau ea este așa ea îndeplinește toate lucrurile astea pe care le spun eu, dar el, Justin aici, a ales, înțelegi? A ales să plece sau a bătut în retragere ușor, ușor, pentru că va vrea o familie la un moment dat și va vrea să fie copilul lui. Lucru pe care, apropo, îl contestă foarte multă lume și zice că am idei învechite, dar un bărbat de preferat și în majoritatea covârșitoare a cazurilor vrea să aibă copilul lui. E foarte greu să uh, crești copilul altuia ca bărbat, mai ales dacă ești un bărbat dorit, vrei familia ta. Și mulți care de tineri iau o mamă singură și zic că ah, nu i problemă uh, că o să cresc acest copil de multe ori, adică gândul acelui bărbat este să mai facă un copil cel puțin cu femeia aia, care să fie și a lui, biologic și dacă nu reușești să facă, o să vedeți că cuplul ăsta are probleme mai târziu și bărbatul când ajunge spre 40 de ani începe să se frustreze foarte tare că nu are un copil al lui. Mă refer mai ales la un bărbat care are în general acces la femei. Dacă ea e mult prea bună pentru el, e mulțumit și așa, Doamne ajută sănătate, lasă. Asta e familia mea, mă țin de ea. Zic niște chestii dure și deloc politică corect aici, dar sunt adevărate. Asta e concluzia mea despre, despre despărțirea lor. Bine, poate se împacă, Poate este durerea pe care pe au care avut-o acum, și poate chiar se vor împăca. Nu știm. Uh, nu cred că e vreo strategie de marketing de PR. Uh, nu cred la cum să. Ar fi. Dar n-au nevoie oricum că ei sunt populari, n-au nevoie de un bust de genul ăsta. Eu cred că e o chestie sinceră că s-au despărțit pe bune. Dar eu asta vreau să zic. Deci, eu nu văd. Uh, dacă vreți să știți care e experiența mea pe partea asta de relații și de interacțiune cu fetele și femeile, uitați-vă la videoclipul de pe canalul ăsta care se numește Ce este How to Man. E mai lung, dar o să vedeți acolo prin ce am trecut și ce știu. Și aia chiar n-am spus tot, mai ales pe plan personal. Deci o fată, dacă ești prima ei alegere, dacă ești bărbatul pe care îl vrea, bărbatul vieții, indiferent ce se întâmplă, ea nu poate să te lase, că nu are cum să fie cu, nu și imaginează că e cu altul. Rămâi acolo, zice, adoptăm, nu știu, ceva se întâmplă. Deci, ea nu are atracția aia puternică pentru el, are o dragoste, dar e o dragoste din aia. Știți, bărbați și băieți, vi s-a întâmplat să, vi, să vă spună unul sigur se identifică. Îți spune iubita ta când se desparte de tine că te iubește. O să zic, nu te iubește. Ea are o iubire din aia de persoană, de uh, frate, de cel mai bun prieten, dar nu este deloc iubirea de bărbat nu te iubește ca bărbat, nu te vede ca pe bărbat. Că altfel nu te părăsește, nu are cum. El, dacă ea se încadrează în categoria asta și de fapt e, e, tot ce își dorește el, de fapt nu, scuzați, dacă ea îl vede pe Justin ca fiind tot ce își dorește, el a părăsit-o ca să... Mai frumos, mai în timp, mai cu eforturi. Da, 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 toate astea. Da, 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 da. Ok. Dar rezultatul tot la e, da? A părăsit-o ca să... să aibă o familie la un dat cu cineva. Singura șansă să se contrazică lucrurile astea este să se împace. Dar să știți că împăcările nu țin decât dacă, într-un singur caz, țin. Mulți oameni încearcă să se împace, să reia relația. Asta e o greșeală pentru că nu aveți cum. Odată ce v-ați porcit, v-ați certat, v-ați înșelat, v nu știu ce, voi nu puteți să reluați relația. Voi puteți să vă reîntâlniți să construiți altă relație. Și așa reușiți. Există situația asta. Dar nu puteți să reluați relația. Deci, dacă ei vor construi altă relație cândva, da, se poate. Uh, și vor accepta, vor trebui să adopte. Să, repet, eu am empatizat foarte mult cu durerea lor. Și sper să le fie bine amândurora. Eu nu le doresc răul, de fapt le doresc chiar binele. Vreau doar să zic pentru următorii acestui canal că ei nu sunt exemple bune, părerea mea, uh, nici ca bărba, nici ca femeie, și nici ca relație. Uh, anumite părți, mai mult la Justin, uh, și anumite părți de relație sunt foarte bune, într-adevăr. Dar nu asta e problema în ziua de azi, mă, că bărbatul nu e bun. E să, să revin la concluzie, how to man, să o dau cum o dau aici. Nu e asta e problema, mai ales la... Uh, Marii lui în generația Z. La generația Z nu e problema că, domnule, nu se găsesc băieți buni. Ce vorbe și mă, tată, e coadă? Despre ce pula mea vorbim aici? Nu, problema este că băieții buni nu au chestiile alea de atracție. Bine și în generația Z Mai ales în generația TREP Nu mă refer aici la Marilu Dar gen la ăștia care sunt strong pe TREP Și pe versurile alea Unde te ia de cap Ăștia sunt și o, și o generație care Și fetele Care efectiv parcă sunt cumva spălați pe creier așa să, Și fetele spălate pe creier Așa să se uite numai la băieți care Nu toate, doamne ferește nu mă refer la toate Dar mă, știți, la, știți la ce gen de fată vorbesc Care e foarte răspândit genul ăsta Gen să parcă să-și bată la joc de a intenționat, că eu învăț pe băieți să nu fie nidi. Dar am văzut băieți care nu sunt nidi, acționează foarte bine, sunt hotărâți și ele nu-i suportă, chiar dacă arată bine. Pentru că parcă e o chestie, trebuie să-și bată joc de tine. E, asta e problema. Problema nu este că. Problema în relații în ziua de azi nu este că nu există bărbați ca justin, e că sunt prea mulți bărbați ca Justin. Iar în zona mai rurală și mai tradițională a țării, e pentru că sunt foarte mulți bărbați care sunt la pol opus de Justin. Sunt niște țărani proști, bețivi, care sunt violenți și care, nu știu, au altceva în loc de creier. Da, sunt niște terminați, știu, și sunt mulți. Uh, avem și soluții pentru asta. În principal, fetelor fugiți cât puteți de băieți de genul ăsta ca să transmiteți un mesaj. Că bărbații să știți că se vor adapta foarte repede. Pe noi nu știm uh, decât să vedem ce funcționează la fete, să aplicăm. Asta știm. Bun. Haideți să ne uităm la clipul lor. Să mai comentez. Mai are cineva răbdare? V-ați uitat până acum? Sper, nu știu. Asta a Săraca. Acolo e, dacă vedeți, acolo este o hăinuță. Bă, cumpărați hăinuțe pentru copii, frate. Deci vă dați seama ce durere. Dacă nu eram așa insensibil, că eu sunt un pic... Adică mie mi îmi place foarte mult să ajut oamenii și să le fie bine, dar în interiorul meu sunt așa un pic insensibil, nu știu exact cred că din anii ăștia m-am format la Barnam și cred că plângeam și eu acum. Acum 10 ani, nu știu, sau ceva, cred că aș fi plâns și eu. Acum uh, au cumpărat hainuțe, mă, pentru copil. Dai seama. Pentru că nu s-a mai putut. E efectiv hainuța asta cu UH, și sute de... Nu știu, mie mi îmi plac și copiii așa, adică, nu știu, când văd așa un copil că se joacă, că e fericit, că e în lumea lui, mi-e e un drag de el. Uh, de aia nici nu pot să zic când vine să zic când văd băieții o fetiță e cu, era cu bunicul ieri cineva în parc uh, și stăteam și eu în parc și am intrat în vorbă cu bunica nu știu cum și am vrut să zic să fac o glumă ce, o glumă doamne o remarcă uite ce băiețel frumos dar la, la român nu pot să zic asta că îl de ochi deci urăsc asta cu de ochiul, nu știu dacă o fi adevărată sau nu și eu am fost de ochiat de câteva ori aparent și chiar așa a apărut adică mi-a făcut cineva de de ochi și mi-a trecut nu știu dacă e adevărat sau nu chestia asta, dar nu vreau să-i fac rău copilului să i de ochi, așa că nu mai zic nimic. Dar sunt foarte mulți copii foarte simpatici uh, și mie, mie, îmi plac copii. Uh, și când eram copil mai mare și ne adunam undeva, nu știu, aveam 10 ani și veneau copii de 6-7 ani, îmi plăcea să stau cu ei, să ne jucăm, să învăț chestii, că eram mai mare, nu știu exact de ce. Deci cu faza asta copilul chiar empatizez. Uh, mie mi-e drag tare de ei de ei ca și cuplu aici mă refer. Seringi. Efectiv faptul că am simțit fiecare, fiecare injecție în burta mea. Mă, mă, dacă câte injecții erau acolo, tată, deci a făcut atâtea injecții în burtă, doamne frește. Păi sunt bărbați o groază care nu rezistă la asta, deci un bărbat, nu mai face niciun copil. Dar femeile trec prin foarte multe dureri și sacrificii pentru copii. Și pentru bărbatul pe care îl vor. Mă face, la final, să nu simt că am pierdut, pentru că am putut să trec prin asta, chiar dacă hăinuța e goală. Um, am învățat niște lecții foarte importante. Um, nu știu ce să zic. Chiar nu știu ce să zic. Am bocit amândoi anii ăștia patru de... M-am ajuns... Um e bine să stai lângă ea, să empatizezi și mai ai momente când te sensibilizezi mai ales în situația asta gravă, dar ani ăștia patru, el trebuie să bocească, treia să bocească mult mai puțin decât ea, sper că s-a întâmplat sună toxic, nu știu, bă, cine vrea aplica sfaturile mele și vedeți dacă merg atâta vă zic, așa am zis și cu Paraschiv când face videoclipuri cine vrea să asculte de Paraschiv să asculte, cine vrea să asculte de mine, la fel după aia dacă ați ascultat de ei și aveți alte uh, rezultate să nu veniți la mine să vă repar Că nu merge așa. La epuizare, efectiv. Da, restul hainelor de bebe sunt uh, acasă și... Avem un întreg sertar plin, efectiv. Nici măcar de sertar. În, în dulap. Nici măcar nu știu dacă ar trebui să le donăm sau... Ar trebui să le donăm. Da. No, asta o punem într-un tablou și o păstrăm, pentru că este simbolul... I don't know. El așa ar putea să fie un tip mai masculin, are trăsături bune și la față, la corp și la mâini, mâini semnând chiar mână aici, ar merge mai mult să, să pună mâna pe o ganteră, pe o bară, pe ceva, pe niște tracțiuni, ar fi foarte bine. Simbol puterii fiecare, până la urmă. Da. Putea să fie altfel, dar chiar, chiar nu a fost să fie, și nu avem ce să ne reproșăm, pentru că noi chiar am încercat și. Cu siguranță că sunt foarte mulți oameni care trec prin asta și cumva chiar sper să fie de folos tot ce v-am arătat și v-am povestit pentru că noi am fost foarte singuri în drumul ăsta, inclusiv noi separat ne-am simțit singuri pentru că drumul ăsta al infertilității e un drum unde ești foarte singur, indiferent că ești împreună cu celălalt, pur și simplu E un drum în care ești doar tu cu tine la finalul zilei. Terapie pentru cuplu de infertilitate. Da. Uh, nu știu prin ce au trecut, îmi dau seama. Uh, dacă vă întrebați de ce nu sunt mai bine, sunt foarte trici dacă nu izbunesc în plâns sau ceva, cred că au făcut asta foarte mult în privat. Cred că au obosit și să plângă, să se plângă, să îmi dau seama. Uh, apropo, eu acum observ o chestie. Uh, o să vă uitați Bine, ea vorbește mai mult că e vloggerul din familie să zic așa Mă uit aici la, jos Momentele în care el stă și se uită spre ea Sunt mai multe sau mult mai multe de, decât cele în care uh, Ea stă și se uită spre el uh, Înțelegeți ce vreau să zic? Nu știu câtă lume a înțeles acum o să vedeți, am postat și eu un reel pe Instagram cu chestia asta, cu un cuplu care s-a cunoscut de când erau mici și întotdeauna când vorbește el, ea se uită la el admirativ așa și e foarte încântată. O fată vrea să se uite ca să fie fericită cu adevărat în viață, nu să se trebească să se ducă la terapie ca să fie atrasă de iubitul ei. Nu, nu, nu. Atracția organică și respectul de bărbat, respectiv iubirea care va decurge din asta, îl are când se uită la un tip, ăla vorbește și ea se uită așa gen îi place să-l asculte vorbind sau îi place să-l vadă când face chestii, nu mai poate, se uită la el, pur și simplu, fără să-și dea seama, se trezește uitându-se la el. Să țineți minte chestia asta. Fără să vă gândiți, just go for it. Pentru că adică da. sunt atâtea lucruri care se spun la nervi, care se fac la nervi, atâtea lucruri care rămân nespuse sau poate le înțelegi greșit pe celălalt când îți spune niște lucruri. Cu asta nu sunt de acord adică să-i spui totul și tot ce te deranjează. O să vă discutați niște lucruri. Dar discuția într-un cuplu, comunicarea într-un cuplu, am spus-o și în podcastul cu Vlad care o discutam, deci comunicarea lucrurilor foarte importante, lucrurile care țin de feminitate și masculinitate, lucrurile care țin de succesul unui cuplu, comunicarea o să fie în mare parte non-verbală și paraverbală. De aia contează ca femeia să facă niște lucruri care sunt caracteristice ei și bărbatul niște lucruri care sunt care îi sunt caracteristice lui, mai ales unul pentru altul, să aibă în vedere fiecare binele celuilalt, foarte important. E, de ce spun asta? Pentru că în momentul în care vorbești în continuu, ea e prietena ta la cafea. Deci bărbatul care vorbește în continuu, în continuu cu tine, mai ales despre tot ce îl deranjează și ce e în interiorul lui și în sufletul lui, o să-l vezi ca pe, iubita ta, ca pe prietena ta de la cafea. Nu te să-l vezi pe bărbat ca pe iubita ta de la cafea. Se creează o fată. Iubita ta, scuzați, traduc din engleză. Your girlfriend. În engleză, girlfriend înseamnă și prietenă amică pentru o fată. Îl vezi ca pe tipa cu care, a, apropo, dacă n-ați mai văzut videoclipuri cu Marilu, uh, ea aici suferă și e foarte plăpândă, dar ea în general nu e așa, uh, ea, mai ales când face vloguri, adică ea apăruse la ProTV și mă uitam, dădusem un stop cadru, stăteam doi pe canapea, el era în spate retras așa, ziceai că e cu mama și era foarte, <trui> știi, scuzați dacă am urlat microfonul ăsta ca bou. sper că nu v-am... Uh... Rupt din panele, dar ea era foarte masculină, foarte încordată acolo, foarte încruntată. Are multă atitudine asta de, știi? Ea acum e, suferă, e sensibilă și așa mai departe. Și e videoclipul care o propulsează pe ea și mai tare. E locul 1 în training, și mai tare în, în popularitate. Dar el a fost așa, milușel tot timpul. Nu, de fapt, iar acum, sincer, e mai masculin decât e de obicei. E mai tăcut, e mai calm, e mai grav un pic. E mai analitic. Uh, în rest era așa tot zâmbitor. Hei iubit, ce faci? Știi? Era ceva de genul. Uh, Al lucru care contribuie la ce am zis acum. Halie de asta, mai ales între sexe. Mai ales când eu nu trebuie să fac nimic din toate chestiile astea. O că te uiți la injecțiile astea și zici: "Mamă, dacă voi vă care o, aia divină, o cumva. Dacă dacă mai vă aia deci mie nu mi-e frică de ace deloc. Da, mă gândesc că așa, nu știu, o femeie să fie înțepată de atâtea ori. Care o fi de vine? și e așa un roller coaster, că nu e cineva de vină. Da, nu. Nu, nu poți nu să nu. arăți cu degetul să zici because of you și nici nu este bine să faci da, pentru chestia că asta. Pentru că Pentru că copilul ăsta nu este din injecție, este din injecții și pentru că te iubești cu cealaltă persoană și vrei să iasă. Trebuie să ne gândim și de ce ne-am oprit în tot acest proces. Relația între noi s-a știrbit foarte mult. Lui vine să plângă destul de mult. Bine, are ochii okay, aia aia o privire pe care trebuia să o aibă că nu voia să plângă, genul ăla de privire. Dar eu știu, bărbații o fac pe asta când se abțin să plângă, sunt așa... O, oricât am fi încercat să o, readucem, să o readucem la viață, ca să zic așa, ne-a afectat foarte tare relația și am încercat. Am încercat până într-un punct în care nu s-a mai putut. Video ăsta, nu putem să zicem care are un final fericit. Este un video foarte... E un video cu foarte multe, foarte multe. Da, relația noastră a ajuns în timp să se încheie. Aici, asta a rupt internetul, că ei se gândeau doar la copil, dar aici au izbunit în plâns o groază de fete, vă zic sincer. Dacă băieții au izbunit în plâns, mai stați dracu pe How to Man ca să vă mai calmați. Înțeleg, și eu am plâns la un film când eram mic, mic însemnă 6 șase ani și am mai plâns de-a lungul vieții mele, că da, vedeți, era melodia aia și băieții plâng câteodată, da, da, cuvântul cheie okay, acolo e câteodată. Foarte adevărată melodia, dar e câteodată. Nu e de fiecare dată când simți nevoia să se descarce emoțional. Nu, ai o chestie de femei. Și dacă o faci, o simți, fă -o dacă simți, dar o simți pentru că nu ești un tip care s-a masculinizat cum trebuie și nu ai viața în ordine. În ordine, n-ai cum să ai viața 100% în ordine, dar mă refer pe un drum caracteristic corespunzător ție ca bărbat. Deci vă rog, mai rămâneți pe canalul ăsta, aveți nevoie. Ne-am fi așteptat. Cred că la momentul ăsta este cea mai bună decizie pentru noi, pentru că a fost atât de multă durere încât încă s-a dus dracu relația. Nu, nu s-a mai putut să... să nu s-a mai putut să fie salvat Bă, ăștia s-au văzut Știi care e faza? Ăștia știu totul unul despre altul Asta zic Nu e faza cu copilul Credeți că s-au despărțit Că mulți nu înțelegeau comentarii Dar dacă n-au fost copil De ce s-au despărțit? Nu e faza cu copilul Este ce s-a întâmplat în tot procesul ăsta S-au văzut mult prea mult unul pe altul, în impostaze respingătoare unul pentru altul, s-au respins prea mult unul pe altul, uh, au fost dezamăgiți, n-au mai fost atrași sexual, că ce sex le-a mai venit să facă? Adică la un moment dat, efectiv, nu știu dacă ați făcut sex cu o fată prea mult, dar există așa ceva, la un moment dat cât de bune nu mai vrei să o vezi, e efectiv, cât de mult îți place. Și dacă o iubești, ești... hai să ne uităm la film până la capăt, lasă. Înțelegeți? Acum o dau și un pic în spirit de glumă la sfârșit, dar așa e, adică asta comunicarea tot timpul împreună, tot timpul acolo nu faceți asta nu faceți asta, păstrați-vă rolurile păstrați distanța necesară uh, și eu am chestia cu femeia mea prin casă, bărbatul mai pe, pe afară știi, cum era la țară dar nu, nu neapărat în sensul ăla de femeia să stea la cratiță și atât nu, e dacă e de plecat mai mult el, simplu nu de plecat din relație, de plecat gen de acasă, de exemplu. Practic, relația nu a mai putut să fie salvată. Am trăit împreună niște lucruri. Eu, când mă uit la situația astea, eu am impresia că el suferă mai mult decât ea. Sincer să fiu, în momentul ăsta. Am impresia că a suferit foarte mult la partea cu copilul și per total, dar mi se pare că el e mai... Așa mi se pare mie. Nu știu, mă uit la expresie fețelor lor. Fețelor. lor. Uite, am pus pauză aici. El nu se uită la cameră. Ați observat că el, chiar dacă nu vorbește, a mai vorbit și el, dar putea să se uite la cameră. Se mai uită. Ea se uită altfel la cameră și vorbește cu oamenii. Se conectează cu audiența. E atentă acolo. El e atent la ea. Lucruri pe care nu le vom uita niciodată, indiferent de unde o să meargă viața noastră mai departe, cu siguranță că pur și simplu... E că am vrut să avem o familie împreună. N-ai cum să uiți asta. Nu. Nu. Ăsta ori joacă un rol foarte bine, ori cu e distrus. Asta este singurul lucru care mă ține pe linia de plutină în momentul ăsta, efectiv. Aceasta nu, să sincer. Că de la început am, am avut -o așa un plan. Ca să ne ce la în început. Planul să fiu lângă tine, să fii cea mai bună versiune a ta. Aici o să urmezi o serie de greșeli din partea lui. O să vi le zic. Mamă, băi, o fac clip lung. Nu știu, se uită lumea atâta, habar n-am. Dacă se uită 10 oameni, pentru voi. Aia e, să ajute pe cineva. Vedeți că și când vorbește, se uită un pic la cameră, dar el se uită în mult în alte părți. N-are probleme cu camera după ce a fost 4 ani cu o vlogăriță. Dar se uită mult și la ea. El pare că, e, ea pare că e pentru ei, pentru poveste, pentru ea. El pare că e tot pentru ea. Nu știu, mi-așa mi se pare poate greșesc, dar mă, nu mă refer în general neapărat, dar acum în situația asta și aici o să spună el niște lucruri, ia, fi atent, ia fiți atenți să dau început planul să fiu lângă tine, să fii cea mai bună versiune a ta să dau tot din mine ca să poți să-ți atingi obiectivele băi fiți atenți, am mai zis-o deci tu dacă vrei să fii cu o femeie să meargă bine, obiectivele ei trebuie să fie toate aproape legate de tine Asta nu înseamnă că trebuie să o oblici, trebuie să o atragi, trebuie să vrea, trebuie să fie un produs atât de bun de bărbat încât ea să vrea. Se poate face pe How to Men Tank de bărbați, dacă și faceți ceva, dacă vă așteptați să vă dau eu trei mesaje și cu mesajele alea vă revoluționez viața, pula mea, ieși de pe canal, nu, puteți să vă lăsați de pe acum, mai bine nu vă mai apucați. Dar există un proces prin care treci și o să fii un tip pe care multe fete îl vor așa din, îl vor din, parcă dinăuntru lor cumva, nici ele nu știu ce se întâmplă mie chestia asta îmi place, știi, că reușești să faci o femeie să să trăiască lucruri pe care nu le-a mai trăit până atunci, să, să, se gândească că, mamă, nu știam că pot să simt asta. Ascultați aici la mine. El spune chestii care sunt, nu, să fie cea mai bună versiune a ta, el spune chestii de dezvoltare personală, de carieră. Asta sunt pentru bărbați. Asta sunt lucrurile atrăgătoare la bărbați. Dacă vrei să, să, fie începutul, sfârșitul relației tale, ajută o pe femeie să fie tot ce poate ea să fie. Și oferă-i chestiile astea și tu fă-te mai mic ca să poată să fie ea mai mare. O să vezi atunci ce se întâmple. A, nu o să vezi atunci, o să vezi acum că se despart. Să devii o persoană mai împlinită și mai... Asta da, să devină o persoană mai împlinită, da. Dar uh -huh. asta cu să-ți atingi obiectivele. Obiectivele trebuie să fie gen asta. Unul dintre obiective, foarte nobil de altfel, să facă familia cu el, obiectiv să devină o femeie anume, obiectiv să... Exact cum am zis într-un din videoclipurile trecute de săptămâna asta, că nici, nici eu nu mai știu care sunt, sper că voi țineți pasul cu ele, am zis în videoclip, bă, tu, tu trebuie să-i dorești, unei femei nu trebuie să-i dorești să-i se îndeplinească visele, trebuie să-i dorești să-i se îndeplinească, să te îndeplinești tu, tu să fii visul ei, ceva de genul. Înțelegeți? Bună... Da, și eu să, da, ca să, ca să Ca să... avem toate lucrurile astea frumoase. Mă, ideea este că ei se iubesc și, sau mă rog, s-au iubit și... Că eu nu cred în asta cu ne iubim dar ne despărțim. Nu, asta e vrăjeală. Nu vă mai iubiți. E multă durere acolo și poate aveți altfel de sentimente unul față de altul. Da, nu vă iubiți. Poate unul, dar nu amândoi. N-ai cum. Asta cu te iubesc dar ne despărțim. Mm te iubesc, da da parcă aș fi cu aia, știi? <laughs> nu, nu merge. Cum să le dăm mai departe? Pentru că numai așa putem să ne demonstrăm noi că putem să fim mai buni decât părinții noștri și părinții părinților noștri. Că avem am învățat atâtea lucruri și am trecut prin atâtea lucruri și aveam avut atâtea lecții frumoase de... Asta vreau să zic eu, legat de comunicare. Ei pare că sunt prea egali, dacă are sens ce zic. Deci o relație funcționează greu așa pentru că celălalt e ca tine. În anumite privințe e foarte frumos să fie ca tine, dar frumusețea aia reiese mai ales din faptul că în celelalte privințe e diferit și are lucruri care te intrigă pentru că sunt masculine sau feminine, ceea ce tu nu ai. De oferit. A fost un plan bun. Unele lucruri legate de despărțirea noastră pe care și noi trebuie să le mai procesăm, e că totul e pe un plan foarte pașnic și pe bază de respect, de prietenie. Asta e bine. Asta e bine. Dar uneori nu poți să faci unele lucruri, nu poți să continui, nu știu, cu, cu forța. Adică noi n-am putea să... Ferește, nu, oamne, -am, ferește, noi n-am putea nu... să continuăm ceva care să... Nu, de, de explic doar că noi n-am putea să continuăm ceva care nu este... care nu e organic, știi? Dar normal. Orice este forțat. Exact. Dar nici nu s-a pus problema de forțat. Niciodată. Bă, nu știu. Stare curios care a luat decizia. Hai să vă explic o chestie. Vă întreb și pe mai mulți băieți cine a vrut să se despartă de cine și mă dați, e de comun acord. E un căcat de comun acord. Bă, doi oameni să inițieze o chestie în același timp se mai întâmplă. Dar și până să se întâmple, unul i-a venit ideea mai repede. Ați înțeles? Nu mă refer doar la relație, la orice doi oameni, vrei să bei cu un prieten. Unul s-a gândit înaintea celuilalt. A, celălalt a început să o gândească, ați verbalizat-o amândoi și mamă ce seară mișto, am ieșit, am rupt, bravo, suntem și amândoi. Da, bun, bravo, foarte frumos, dar și în relație. Nu. Întotdeauna unul cântărește mai mult decât celălalt. Și întotdeauna unul este pe o poziție de inferioritate față de celălalt, măcar în anumite privințe, măcar un pic. Unul dintre ei, la un moment dat, a gândit-o înaintea celuilalt, pentru, mai, pentru o perioadă mai lungă de timp, nu merge treaba asta. Adică nu l-a mai iubit pe celălalt. Și noi avem lucruri de procesat, pentru că e ceva ce s-a întâmplat nu acum mult timp în urmă. Și, mă rog, aș, ne rezervăm așa cumva puțin intimitatea când vine vorba de asta, pentru că, într-adevăr, am trecut prin foarte multe. Mereu o să ai un loc. N-ai cum pur și simplu să uiți lucrurile astea și sunt super, super mândră de noi. E ca și cum discut... de pe fața pământului. O să discutăm mai încolo despre chestiile astea. V-am zis Ce trebuie probabil. să procesăm și noi niște lucruri și cu siguranță că vom veni în fața voastră vorbind mai multe. Vrem să vă mulțumim enorm că ați stat până acum și... Băi, am stat? Jur. Eu vă mulțumesc. Dacă e cineva care a stat până acum în videoclip, vă mulțumesc eu foarte mult. Viața merge înainte. Da, exact. În jur, în viața jur. Merge, viața înainte. merge înainte și tu te simți că rămâi pe loc când trăiești așa ceva. Iar aceasta a fost călătoria noastră din ultimii ani. Călătoria noastră pe care am numit-o Procedura Secretă. Bun. Stai, stai, nu vrea să mă lase. Așa, vă rog să-mi lăsați opinia voastră la comentarii, dacă au fost momente cringe, proaste, sunet prost, încerc să-l să văd, să mă uit acum la chestia asta și să-i fac upload după. Vreau să-l pun acum, nu mai stau să-l editez, să fac tăieri, să fac intro, să nu-l mai dau la editare. Ce să vă zic? Dacă vreți uh, ceva anume... Nu, nu știu nici ce să vă zic. Dacă vreți să lăsați comentarii, lăsați, dacă vreți să urmăriți acest canal, da, pentru întrebări vă aștept pe Instagram, howtoman.ro uh, Concluzia mea despre ei, ca oameni uh, destul de ok, dacă nu super ok, nu-i cunosc foarte bine, dar par uh, par foarte și ea mai ales acum, nu neapărat mai în trecut, dar s-a mai maturizat și ea. Uh, am spus părerea despre ea ca fată, ca femeie, el ca bărbat și mai ales ei pentru relație. În punctul meu de vedere e nu la toate trei, dar asta e opinia mea. Acum, dacă vă deranjează foarte rău, sper să vă descărcați, să-mi scrieți un comentariu, să vorbiți între voi, să nu știu, habar n-am, ce vreți voi. Și repet, pentru băieți, încercați să vă antrenați și asta facem mai ales în comunitatea How to Men, să nu vă mai fie frică de judecată. Și în momentul în care spui, nu mai judecați, dacă nu cunoașteți, nu mai judecați. Bă, tăceți în pula mea din gură și băieți și fete, că toată lumea judecă la un nivel mai mic sau mai mare, Toată lumea vorbește de gura lumii, ce răi sunt oamenii cu mine. Da, dar și noi la rândul nostru suntem răi cu alții. E ceva normal, Uh, și e normal ca oamenii să-și pună opinia. Dacă oamenii spun opinia, nu înseamnă că te judecă. Adică, pe mine puteți să mă judecați, vă încurajez, e productiv, vă descarcă, bârfiți, ce vreți voi. E libertatea oamenii care sunt foarte deschiși la minte, dar spun, domnule asta trebuie închis. Poate unii care sunt foarte dubioși și încurajează la violență, de exemplu, știi, sau la comportamente extremiste, pot să înțeleg. Dacă nu-ți place ție cineva să-i zici să tacă, pula mea, zici că s-a Hitler în tine, știi? Adică, de aia zic, băieți, gata cu asta, cum e frică de judecată. Cât am filmat? O oră și... Ma. Sper că v-ați uitat. Vorbim, ceau!